Băi, astăzi reacționăm la cele mai amuzante nume. Nu la fel de amuzante ca faptul că nu te-ai abonat la canal, n-ai apăsat pe clopoțel pentru a deveni un avantaj de la fel ca frumosul ăsta de aici și a, dar amuzante oricum. Primul om din această categorie, băi, te uiți așa frumos, vezi așa un om pe care îl cheamă Mirel, numele părinților Neculai și Maria, e din județul Brașov, municipiul Brașov, toate cele bune, până când te uiți și îl cheamă Joacă Bine. Vere, joacă bine, gen joacă, liniuță, bine. Păi deci, joacă bine Vere, joacă bine Mirel, vă dați seama să mă ficăm aici pe mine, joacă bine Darius, gen joacă, băi, ăsta e bun dacă era fotbalist, Vere, știi, comentau ăia, ziceau, minge către Tănase, Tănase pasă înapoi la Coman, Coman că te joacă bine, joacă bine, joacă bine, gol, lol, 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 sau d-astea, mă, cum ar fi fost să te cheme, mănâncă bine, bagă bine, dansează bine, ești nebun la cap. Mă întreb așa o discuție între antrenori, bă, cam care joacă cel mai bine, joacă bine, păi înțeleg că joacă bine, care e ăla de joacă bine? Joacă bine, mă, n-auzi? Cum adică joacă? Joacă bine, mă, așa-l cheamă, joacă bine. Pe următorul din această listă îl cheamă Ion, deci să se înțeleagă, îl cheamă Ion Mariano Monamur. Mariano Monamur, dar pe el îl cheamă primul nume Ion, ca pe mine. Și pe mine mă cheamă și Ion, dar pe ăsta îl cheamă Ion, după care Mariano Monamur. Cum ar fi fost să mă cheme și pe mine Ion Leo Messi, Ion Roberto Carlos, Ion Mariano Monamur? Băi, a nebunit românii în Franța, băi, numai franțuzisme, numai de-astea, băi, Ion Mariano Monamur. Cred că și eu în stilul ăsta îi pun numele la filmul Ion Teozeciu Snick sau ceva de genul ăsta, habar n-am, în stilul ăsta o să ajungem cu Ion Mariano Monamur, auzi tu nume. Avem și unul singur care nu e românesc, dar am zis că merge ce s-a pus în clip, auzi nume ce are vărul pe el, Batman din Superman. Batman din Superman. Băi, Vere, că adică e Batman din Superman sau cum vine asta, e și Batman și Superman și Spider-Man, mai lipsea să pună și mai nou omul pe Yang în d-astea, habar n-am. E din Singapore vărul nostru, da, l-a făcut maică, s-a l-a rupt. Batman din Superman. Mai trebuia să mai pună Mbappé din Cupa Mondială sau ceva de genul ăsta, că altfel nu știu unde ajungeam. Așa ceva nu se poate, eu mă ridic în moment de față și plec, deci nu se poate așa ceva, Vere. Vere, i-au pus numele la săracul om Brad Pitt, B-R-E-D-P-I-T. Deci nu s-au chinuit oamenii mei, în loc să stea oamenii mei, n-au mai stat să caute cum se scrie, mă, nici eu nu știu cum se scrie. Mă gândesc că scrie B-R-A-D-P-I-T-T sau ceva de genul ăsta. L-au pus direct B-R-E-D-P-I-T, Vere, P-I-T, direct, n-am mai stat la discuții la Dalea. Deci eu vă zic, în stilul ăsta, dacă mă mai enervez mult, o să văd și o să ajung să-i pun numele la fiul meu Marcel Alumeiti, da, gen Alumeiti legat, Marcel și numele al doilea Alumeiti, da, legat toate sau ceva, nu știu, dălea, Ronaldinho, cred că o să-i pun, Meitinho, știi? Că gen am văzut că la brazilieni îi aș pun numele la copiilor cu Inio. Rivaldo i-a pus numele la fiul su Rivaldinho. Acum că unul a jucat la Barcelona și altul la Vitoru, aia e partea a doua. Stați pe fază că ăsta e cel mai tare, ăsta e cel mai tare. Îl cheamă Poenaru, da, un nume normal, corect, toate cele, n-ai ce să zici, n-ai ce să comentezi. Nimic ciudat. Poenaru Beckham Figo Zidane. Băi, Poenaru Beckham Figo și Zidane. I-a luat, i-a pus pe toți trei. Așa o, deci o vă zic. Deci când v-am zis că o să fie un nume de o să-l cheme pe unul Popescu Ronaldo Messi Mbappé sau Popescu Ronaldo Haaland, cine mai vreți voi, Gundogan, numai nume d-alea o să avem. Să mă bată mama dacă nu o să vedeți voi așa. Sau Radazlavescu, Lilca Gulă, Gheboasă și Ian, numai nume d-alea o să vedem în curând. Stați să vedeți, ascultați-o pe mine că așa o să ajungem. Auzi și tu, Beckham Figo Zidane. Băi, ești nebun? Beckham Figo Zidane. Nu se poate așa ceva, băi. Nu se poate așa ceva. Bă, o să vă zic sincer, eu eram puțin supărat înainte, pentru că am zis că mama și-a bătut joc de mine, că mi-a pus numele Ion, știi? Și mă cheamă Ion Darius, păi nu prea merge, știi? Așa. Dar când îl văd pe băiatul ăsta că îl cheamă numele lui Păsărică, ca să-și bată joc rău de tot de el, pe lângă că am păsărică și cred că și-au bătut aia joc de el pe la școală, pe la alea, de nu mai zicem. I-au mai pus și părinții numele Alexandru Liniuță Dic. Vere, Alexandru Liniuță Dic, deci îl cheamă Păsărică, Alexandru Dic Antonio. Băi, fratele meu, băi, oameni buni, băi, voi v-ați găsit așa să vă bate joc de săracul, după ce cred că pe la școală de nu strigă ăla numai Păsărică, băi, vrăbiuță, băi, nu știu cum. I-au mai pus și părinții lui numele Alexandru Dic.
Deci verii mei, asta am trecut-o pe toate. Auziți nume ce are vărul nostru? Cojocaru, da, na, nu poți să zici nimic ciudat. Cojocaru, da, după care îl cheamă așa: Tom, Cojocaru Tom. Mac, Cojocaru Tom Mac. Bill, Cojocaru Tom Mac Bill. A zice, băi frate, e destul, are trei nume, câte mai pune? Nu e finalul. Cojocaru Tom Mac Bill Bob. Băi, fere, acum, în momentul de față, cred că mintea voastră ziceți, băi, se mai termină numele lui ăsta sau că nu prea înțeleg. Cojocaru Tom Mac Bill Bob Constantin. El vine din Drobeta turnul Severin. Băi, ești nebun. Băi, a pus numele la omul ăsta Tom, Mac, Bill, Bob, Constantin. Bine că nu am mai pus și ca la ăla. Mai trebuia să-i pună și Ronaldo, Cristiano, De La Rosa, Ramirez. Ce nume mai le venea lor în cap, pe bune? Cred că ei cred că știu cum a fost discuția. S-au dus acolo, la unde îi fac certificat, unde îi pui numele la copil, unde îi face aia. Și a început Cojocaru, da, numele de familie, Tom. Și a zis, da, atât, nu? Nu, mai punem unul, Mac. Ok, Cojocaru Tom Mac. E cam ciudat sună, doamnă, nu știu. Mai puneți unul, Bill. Cojocaru Tom Mac Bill. Da, mai pune și Bob, te rog eu frumos, că vreau și Bob, că m-am văzut eu un film aseară care era cu Bob și chiar mi-a plăcut. Îl cheamă pe unul Bob, personajul principal. A, și pe tata îl cheamă Constantin. Să pui și Constantin, te rog eu frumos, să dea numele mai departe, adevărat. Și așa a ieșit Cojocaru Tom Mac Bill Bob Constantin. Locul 1, cred că am mai auzit numele ăsta, cred că majoritatea ați mai auzit. Eu când eram mic era la modă rău de tot. O cheamă pe săraca femeie, chiar, nu, aici chiar pe bune, parcă nici nu-mi vine să râd, sincer vă zic. O cheamă Vacă Grasă, deci Vacă Grasă, numele de familie, Verginica, băi frate. Băi, și-au bătut joc de ea rău de tot. Eu acum, nu știu, aici pe bune, în momentul în care părinții s-au dus să o înscrie în certificatul de naștere și au pus numele Vacă Grasă, instant ar fi trebuit, pe bune, fără pic de caterincă, să se sesizeze protecția copilului, vere. Cum? Câtă minte să ai să-i pui la fică ta numele Vacă Grasă, vere? Vacă Grasă Verginica. Păi și cum o strigau ăia la școală? Deci nu vreau să imaginez cum e viața femeii astea. Nu vreau să imaginez cum a fost în școală, în liceu. Nu știu dacă a terminat, sincer. Deci eu vă zic, dacă pe ei nu m-ar fi chemat așa, nu știu dacă aș fi putut să termin școala, sincer. Că cred că m-ar fi vă strigat aia prin școală mai: băi, câine gras, câine slab. Cum să mă cheme? Cum ar trebui să mă cheme, vere? Slab ca moartea, Viorel. Cum ar fi trebuit să-mi pună numele? Băi, să mă bată mama. Nu știu, bă, eu zic că e destul cu numele românești. Noi românii suntem niște nebuni. Ați văzut și voi dovada aici anume. Na, ce să vă zic, cam asta a fost cu episodul de azi. Vă place nouul meu lanț? Eu am fost Matey, vă pup. Pa, pa, pa.